trimis de Stefan Aca, jucătorul din coasta de Fildeș. Ionel Ganeș, iată, în același stil în care s-a simțit întotdeauna foarte bine ai tăi sporturilor, adăugând faptul că a existat această variantă pentru el să ajungă la Universitatea Craiova înainte să semneze pentru sport. De văzut în ce fel Craiova va reuși să suplinească absența lui Mateiu, care este indisponibil la gazde. Este în continuare accidentat, mijlocașul adus în această vară de la FC Brașov și se află la recuperare în Turcia. Se bazează Ionel Ganec puternic în față, însă jocul nu s-a oprit. Un șut însă reținut cu siguranță de Bojan Braci, portarul sârb de 25 de ani al oltenilor. Promitea Andrei Ivan la conferința de presă de ieri că dacă Varnic și din apropiere de Năstăsie, până la urmă, e bine că nu s-a întâmplat nimic mai grav. E bine, Andrei Ivan este rezervă, ați putut vedea mai devreme, internațional român, la Naționala sub 17 ani, are, spre deosebire de Andrei Ivan, care este născut pe 4 ianuarie 1997, vârful de atac al Craiovei mai mare cu Jade, echipa de viitorul. Spunând că a fost o despărțire pe cale amiabilă, nu s-a înțeles în privința proiectului cu Giga Hagi. Considera Narcis Răducan că ar trebui să, ca acești copii de 17 ani. Mihaiță Pleșan, survenită tot aici pe teren propriu, în urmă cu 2 săptămâni, în acea remiză cu Pandurii din prima etapă, după ce se înțelesese de principiu cu Craiova, a semnat pentru o altă echipă din Portugalia, până la urmă însă s-a prezentat în cantonament sub comanda lui Ionel Gane și iată, participă din startul acestei ediții a Ligii I în noua echipă care a promovat aici pe centralul din Bănie. Vorbeam mai devreme despre Stefan Aca, el a fost mai devreme la minge cu o pasă destul de grea pentru Frăsinescu, a fost nevoit să alerge Frăsinescu și să țină acest balon în joc. Cârfelea plecă către Năstăsie în marginea careului. Năstăsie față în față cu Vătăjelu, întârzie centrarea, acum reușește să trimită mingea în care o pune acolo latul Stefan Aca și degajează simplu în afara terenului. Îl vedem și pe portarul Bojan Braci, a greșit, primit de la Costin Curelea în prima etapă, a încercat să-și închidă poarta etapa trecută în Ghencea, greu însă să face acest lucru până la urmă. E și datoare acestor spectatori din Craiova, care în prima etapă au venit în număr de 13.000, scrie Gazeta Sporturilor. De altfel, CS Universitatea Craiova este primul lider în clasamentul asistenței pe stadioane, făcut de gsp.ro. Astăzi nu sunt la fel de mulți spectatori ca în urmă cu 2 săptămâni, însă cu siguranță este peste media campionatului, câteva mii bune de oameni au venit să vadă la lucru noua echipă a Crașnedelcu. Un alt jucător foarte tânăr, vă spuneam, 17 ani împliniți în luna martie. Aca schimbă cu Frăsinescu, colegul său de Costin Curelea. Vine însă degajarea lui Mitrea, fără niciun fel de scrupule. Mitrea a trimis mingea cât mai departe de propriul careu. Trebuie să fie atent, Aca apare nesigur pe picioare în acest debut de partid. Viitorului, mai departe, i-a trimis Silviu Pana lui Cristi Manea, lansare către Năstăsie, încearcă să centreze din prima. Nu și-a calculat bine pașii și a jucat de 47 de ori ca titular și a marcat 20 de goluri. O performanță excelentă la un moment dat. Și vine acum degajarea lui Balauru. Năstăsie către același Bonilia. Au recuperat oltenii, Nicușor Bancu. Așa cum Cristi Manea acum în prim plan arată puștin de 17 ani. A beneficiat de multă încredere Manea, atât din partea lui Gică Hagi, care l-a văzut, intervenție care a dat emoții colegilor săi, dar minuță reușește să calmeze pentru moment jocul în apărarea Viitorului. Din nou se cere hand și de această dată a fluierat Marius Avram. Lovitură liberă pentru Craioveni. Madson, Rocea, neposedat însă de Năstăsie. A crescut foarte mult viteza jocului cu Cristi Manea.
Oh, ce-a încercat Fiorel Ferfele acolo, o pasă din piruetă cu călcâiul pentru Costin Curelea, care însă nici măcar el, care joacă de 10 ani împreună cu Curelea, sunt și supranumiți gemenii golului. E bine, Rapid Gazmetan Mediaș. Mâine două partide foarte interesante, de la 18:30 Pandurii Ceahlăul și de la 21 Dinamo ASEA Târgu Mureș. Însă dispută meciurile din play-off-ul cupelor europene, urmând ca echipele care se califică mai departe să evolueze în faza grupelor acestor competiții. Steaua are și un avantaj în plus, chiar dacă nu trece de Ludogoreț, are asigurată participarea în grupele Europa League. Încă o minge înaltă, Aca și Braci au ezitat să atace această minge, careul lui Boian Braci, care nu a avut emoții. Ar trebui ca această emulație în jocul Craiovei să îl ajute și pe Ștefan Aca, însă continuă, care a revenit în sezonul trecut la această echipă nou înființată la Craiova, pe care prin golurile sale a ajutat-o să promoveze. Cum e bine, s-a simțit când Băluța a urcat în atac. Am văzut pasa sa decisivă la golul 2 al Studenților. Hudson. Tocmai vă spuneam că Hodoroge este coleg cu Cristi Mana. Nu au nevoie de momente pentru a-și reveni, pentru a-și recăpăta ritmul. Joacă în continuare în același stil în care au jucat și până acum. Și iată o intervenție. Trecere frumoasă a lui Năstăsia, reprimită la Silviu Pană. Năstăsia a încercat un doiul cu Bonilia, accidentat pentru că nu am apucat să-i văd numărul. Continuă atacurile Viitorului, concentrarea lui e să țină de minge până când vor expira și prelungirile acestei prime reprize, pentru că echipa sa este în avantaj, după ce un om în minus urma să aibă un om în minus. Acest lucru încă nu s-a întâmplat. Aca, din nou destul de nesigur în intervenții, este între trei adversari, ar trebui să iasă cu... A fost cel care a pus acolo piciorul și l-a salvat pe Balauru. Lovitorul de la colț, Ferfela, cel care centrează, cap foarte bun trimis de Ștefan Aca, jucătorul din coasta de Fildeș, căutat să trimită mingea sub bara transversală a porții oaspeților. Foarte puternică lovitura sa de cap, cât atacul în această repriză a doua, încercare de... Toate reacțiile după încheierea acestei partide vor fi la Fotbal Luc, imediat după fluierul de final al lui Marius Avram. Stop pe piept intenționat de Nuno Rocea, un stop însă cam larg, care le-a permis adversarilor să-i fure mingea pentru moment. Curelea în duelul său pe Felea. În mod normal ar trebui să iasă spectacol din această așezare în teren. Este prime 23 de minute din repriza a doua. Mi s-a părut că a căutat mai mult poarta adversă. Spera Ionel Gane să se poată baza pe Mateiu chiar de săptămâna viitoare și ar dori să-l introducă în teren cu scorul de 2-1. Atacă, însă nu o fac foarte decis. Mai mult se bazează pe apărare. Giu s-a accidentat la genunchi în urma unui duel destul de tare. Evident, este mai bun un egal pentru că este obținut în deplasare. Însă, până acum aveau minus 2 în clasamentul adevărului elevii lui Bogdan Stelea. Un clasament care până la urmă dă măsură. Jocul lăsat să continue. Angelkovici. A ieșit Țâru din apărare, însă Marco Angelkovici a întârziat pasa. Face semn Bogdan Stelea, are în permanență aceeași atitudine, are un calm englezesc, cum se spunea pe vremuri, care... Mingea cu mâna, însă jocul este lăsat să continue. Frumoasă pasa cu călcâiul. Centrare bună, respinge Aca, nu foarte departe.